Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar se mai găsesc și lucruri pierdute. Un britanic și-a recuperat proteza dentară pierdută după o chef în Spania în urmă cu 11 ani. Obeții, a primit recent de la autoritățile spaniole proteza pierdută. Paul Bishop îl cheamă, acum are 63 de anișori. Luca se uită cu multă atenție la mine. Da, curios. Încă nu avem această problemă, dar uite, ce-a pățit? Dom'le, era în vacanță undeva în Spania și a băut prea mult și s-a apropiat de o pubelă, s-a plecat și a scos tot ce avea, inclusiv proteză. Când ne-am îndreptat spre următorul bar, prietenul meu s-a întors spre mine și m-a întrebat unde îmi sunt dinții. A relatat el. M-am dus să o caut, n-am mai găsit-o, a spus. Totuși, echipamentul dentar... Echipamentul dentar... 24. Echipamentul dentar a reapărut însă 11 ani mai târziu, fiind trimis prin poștă la locuința lui, undeva lângă Manchester. Proteza a fost găsită la o groapă de gunoi în Spania, de un grup de ecologiști. Semn puțin. Au trimis-o aia târziu, după 11 ani, sau poșta la ei funcționează ca la noi? Încă nu știm. Ah, ok. Deci e clar că a durat 11 ani. Un grup de ecologiști, care, mă rog, sortau gunoi, nu știu ce, au găsit proteza la o groapă de gunoi. Și au dus-o la un laborator, la organizație, și au exponat. Uite ce se mai aruncă. Da. A strântat omul cu noi. Și un angajat care făcea studii ADN a avut o idee. Hai să găsim omul. Și au făcut studii ADN și l-au identificat pe domnul Bishop de lângă Manchester. De unde aveau ADN-ul lor? Adică a lui? Într-o bază de date. Există bază de date de ADN. Nu știu cum, habar n-am, nu contează. Băi, l-au găsit. I-au pus chip, ăștia aveau chip dinainte de COVID. De proteză. Acum și bine, auzi ce nenorociți. Și domnul a declarat: m-au descoperit cu ajutorul ADN-ului dintr-o bază de date. Mi-au găsit adresa din Marea Britanie, că mi-au trimis proteza prin postă. El a mai spus că toată povestea îi se pare absolut incredibilă. Și cred că a adăugat: excepțional, pot renunța la piure. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.